N-a venit la niciun fel de dezbatere, nici măcar la buget. A venit puțin, a prezentat și asta e o altă chestie extrem de importantă, de câte ori a fost Clotilde Armand la ședințele de Consiliu. 22 de ori din 180 de ședințe. Oamenii au nevoie de servicii publice de calitate. Au nevoie că atunci când se duc în parc să se simtă în siguranță, au nevoie să găsească loc în creșe și grădinițele din sectorul 1 și n-a fost construită nicio creșe și nicio grădiniță în acest mandat, în condițiile în care de la începutul mandatului. Da. La școli... spune că școli, adică de-aia zic, e noaptea minții. 12 școli, a zis. 12. 12? Da. Pe Facebook le-a construit sau... Așa mă duc aminte, no, să nu mă înșel. Este un singur proiect... Sigur niște școli, mă țin minte numai de școli. A făcut o groapă în materie de școli. Cam asta e tot ce a făcut doamna Armand. De ce direcția lor ai continua și ce ai schimbat la 180 de grade? La 180 de grade, sau mă rog, la toate gradele din lumea asta, aș deschide ușa primăriei, că astăzi, din păcate, e închisă și cea fizică și cea virtuală. Iar lucrul ăsta nu înseamnă decât lipsă de respect față de oamenii care plătesc taxe și impozite, indiferent de problema pe care o ai. Și pot să citesc mesaje pe care mi le dau oamenii care zic, domne, mai avem puțin și scăpăm de lucrul ăsta. Își doresc enorm de tare să se oprească această administrație greșită care n-a făcut decât circ și scandal. Bine ați venit la un nou episod la mijloc. Suntem într-o serie fulgere, ați văzut că am început să publicăm aproape în fiecare zi, pentru că sunt foarte mulți candidați interesanți, sau care, mă rog, noi ne-am dorit să vi prezentăm pe toți, dar nu putem. Un nou candidat intră astăzi la mijloc. Anghel Damian are onoarea să-l prezinte formal, iar eu, informal, cum voi putea. Cum vei putea. Așadar, în această seară l-avem invitat pe George Cristian Tuță, născut pe 8 august 1984 la Drobeta, Turnu Severin Mehedinți, România, un om politic român, membru în Parlamentul României și chestor al Camerei Deputaților din decembrie 2020. În perioada 2015-2018 a fost ofițer SRI. A fost ales membru al Biroului Executiv al Partidului Național Liberal în 2021, iar în cadrul Camerei Deputaților activează în Comisia pentru Afaceri Europene și în Comisia pentru Industrie și Servicii. Din decembrie 2023 este președintele organizației PNL Sector 1, iar anul acesta candidează pentru primăria Sectorului 1. Corect, mai era o chestie importantă acolo, că tot din 2023 sunt președintele Comisiei Speciale pentru Automatizare și Viitorul Muncii din Parlamentul României. Poate o să putem discuta și despre lucrul ăsta, că e o temă importantă de viitor, mai ales că suntem într-o fabrică. Vorbim și despre asta. Eu vreau să-i mulțumesc invitatului de astăzi că a acceptat invitația. Cum spuneam, pentru mine și pentru noi, Anghel, este o onoare și o bucurie să cunoaștem cât mai mulți candidați. Este chiar un privilegiu să putem să vorbim, să ne punem noi întrebările și apoi noi, alegătorii, noi pe persoană fizică, să fim mai informați și să reușim să vă informăm și pe voi acasă. Un lucru aș vrea să vă spun. Au existat niște reacții puternice din două părți la postarea acestor podcasturi de până acum și aș vrea să fac un mic disclaimer. Odată, când am postat podcastul cu Piedone, au fost foarte mulți oameni indignați că îl promovăm pe Piedone și lor le transmit că noi am încercat să facem cu cât mai mulți, cel puțin de la Capitală am făcut cu primii patru relevanți și așa mai departe, până la ora când voi vedeți acest podcast, sunt postați cei patru, top 1, de la 1 la 4, nu știm ordinea, dar sigur ei sunt. Și deci noi am încercat să facem asta cu cât mai mulți, de la sectorul 1, cu 2 dintre ei, de pe unde am putut, cu cât am putut. După care a intervenit reversul medalii, partidele ne acuză că facem cu prea puțin și că nu facem cu toți și că nu facem și cu ai lor. Mi-a scris George Simion a fost invitatul nostru, că nu făceam o chestie, nu erau alegeri, pur și simplu am invitat lideri al partidelor politice și mi-a scris George și mi-a zis, de ce nu vine și al meu de la AUR? Nu mai am, deci noi nu avem timp, nu cerem niciun fel de bani, nu există niciun fel de plată a partidelor pentru podcastul nostru, niciun fel, avem doar cheltuieli.
Asta unu, doi, și dacă ceream, avem treburi care ne-ar aduce mai mulți bani și n-am fi avut timp să facem cu toți, nici dacă ceream bani. Deci ne cerem scuze, ne-ar fi plăcut să vi putem prezenta pe toți, ar fost drăguț. Practic ești la mijloc, nu? Acum sunt eu la mijloc. Și mai vreau să completez și eu. Completează, că am vrut să fac un disclaimer, să zicem. Tot în valul reacțiilor, vreau să vă reamintesc că noi nu suntem jurnaliști, nu suntem analiști politici, suntem simpli cetățeni care au acces la acest podcast care a fost cumva inventat de noi. Exact. Și încercăm să avem o conversație după cultura noastră, informațiile pe care le deținem, cu niște candidați posibil viitori primari. Să se uite cine poate, cine vrea. Încercăm să fim obiectivi, deși suntem de multe ori subiectivi. Bineînțeles. Dar încercăm din răzputeri să fim obiectivi și să întrebăm, ne uităm în presă, care sunt cele mai rele lucruri care s-au spus despre ei și încercăm să le punem pe masă și așa mai departe. Probabil că suntem subiectivi câteodată și avem durerile noastre și așa, pentru că suntem alegători ai sectorului 1 și ai capitalei și acolo poate avem mai multă obidă în suflet. Așa? Atâta timp cât cei care vă urmăresc să uită în continuare la voi, eu cred că sunteți pe drumul cel bun. Asta cred că e un learning experience, oricum. Asta e și în politică. A fost o experiență cu de toate. Eu m-am simțit parte din aceste alegeri pentru că mi-am luat pe persoană fizică în jurăturile tuturor partidelor. Adică, fiecare persoană. Da, ai ceva cu Nicușor. Am permis să întreb despre cultură, mi-am permis să fac asta. L-ai chemat pe... Ați fost cu ăla de la PSD, dar de ce ați fost cu de la PUSL, dar PNL, dar toată lumea. Norocul nostru că avem o meserie care e diferită de aceasta. Da. Avem unde să cădem în picioare. Dar hai să revenim la subiectul zilei de astăzi și eu vreau să încep cu un subiect tare, te rog. Puternic. Mie mi se pare, urmărind campania electorală, fiind cetățean în sectorul 1, au ajuns pliantele? Asta e o anecdotă și o să povestesc și despre această anecdotă cu pliantele. Eu mă uit așa în mediile sociale, social media, să văd așa reacții la propuneri, la platforme, la mesajele fiecărui candidat în parte. Și, bineînțeles, ceea ce stârnește cel mai mult în ceea ce te privește este, bineînțeles, o perioadă din trecutul tău. Din cariera mea. Din cariera ta, de care mă simt obligat să vorbim, pentru că suntem o țară cu niște traume ale vechii securități și când auzi, în general, de Serviciul Român de Informații, SRI, orice ține de securitate sau de acest obscur al unor servicii de informații, există așa o reacție aproape viscerală. Și aș vrea să te întreb... Ce a fost această perioadă 2015-2018 ofițer SRI? Ce ai făcut în SRI? Dacă crezi că această chestiune e compatibilă cu o posibilă cu o viață politică pe care deja o ai, dar cu, mă rog, cu posibil mandat la primăria sectorului. La primăria sectorului 1 și să lămurim pentru spectatorii noștri această chestiune. Da, am lucrat cu mulți politicieni, cu Adina Vălean, cu Crin Antonescu și l-am cunoscut pe Eduard Helvi când a devenit a lucrat șeful de campanie prezidențială din 2009. Încep cu începutul ca să fie toată povestea întreagă, că sunt extrem de transparent pe subiectele astea și toți cei implicați poate să o confirme. Și l-am cunoscut, am lucrat împreună în campania prezidențială din 2009 și de atunci tot am lucrat până în 2018, cam pe toate joburile pe care el le-a avut. A fost și la Ministerul Dezvoltării, unde a fost ministru, eu eram în cabinetul lui, a fost vicepreședintele Camerei Deputaților pentru o scurtă perioadă, eram tot în cabinetul domniei sale, am lucrat cu el și la Parlamentul European cât a fost parlamentar european, iar în 2015 a primit această propunere de a fi directorul SRI, pe care a acceptat-o și mi-a propus să-l însoțesc în cadrul cabinetului său de la această instituție. Ca șef de cabinet? Nu ca șef de cabinet, prima dată am fost consilier, ulterior am devenit pentru o scurtă perioadă șef de cabinet și am lucrat cu el tot în același lucru pe care l-am stabilit împreună în zona de comunicare publică, în zona de a-i pregăti lui materialele pe care le are pentru a-și îndeplini fișa postului, să zic așa, fie că era la minister, fie că era la SRI, activitatea e asemănătoare. Și atunci, în această perioadă, am lucrat alături de el în Serviciul Român de Informații, fără a fi ofițer de informații la care încearcă unii să facă referire. Ofițer am avut operativ, mai degrabă, adică fără a fi ofițer operativ. Da. Am avut mai degrabă un rol administrativ, un rol pe care l-am ajutat să-și implementeze proiectele manageriale pe care le-a avut pentru reforma Serviciului Român de Informații. O parte din aceste subiecte, aceste
chestiuni de modernizare a serviciului au fost și publice, fie că vorbim de comunicarea pe care mulți au apreciat-o și a făcut multe știri, dacă vă aduceți aminte, de postările pe Facebook. 1 și 8 martie și... Da. Lucrurile astea au venit din cadrul acestui cabinet în care lucram și eu și alături de colegi am făcut această activitate de diplomație instituțională, în care am încercat să transparentizăm subiectele importante ale serviciului și să explicăm oamenilor cu ce se ocupă. Aduceți-vă aminte că atunci a început să fie recunoscută și au început să se organizeze competiții pe zona asta de cyber și subiectul cyber a fost... Da, cyber security a fost extrem de prezent în viața oamenilor în ultima perioadă, pentru că și noi am început atunci să comunicăm despre acest risc la care suntem supuși cu toți. De asta rolul meu nu a fost unul de ofițer sau ai putea să ai să te gândești că e o chestiune legată de activitatea în sine a serviciului, cea de a obține informații, de a face analize și de a da recomandări beneficiarilor legal pentru ca ei să ia decizii în cunoștință de cauză. Că la urma urmei asta face această instituție, care e extrem de recunoscută la nivel internațional. La un moment dat era contributorul numărul 2 la NATO, pentru că și cu această structură colaborează. Și de asta zic, nu era o chestiune de a fi antrenat pentru a obține informații sau nu știu ce alte scenarii. Sau mai nu sunt James Bond. James Bond-ul politicii. Ei, dar în paralel cu informații locul... clasificate, bănuiesc că e absolut necesar să ai ca categoric, șef de cabinet și consilier. Categoric. Accesul la informații clasificate, inclusiv la când eram la Ministerul Dezvoltării, l-am avut, pentru că erau anumite subiecte în care eram și eu implicat și sunt... Clar, secretul de stat pe care dușmanii României ar face orice să le obțină. Corect. Ca fiu de securist și mă găsesc, nu văd o problemă în faptul că ați lucrat la SRI. Dar deci acuz asta cu securitatea și să știți că nu sunt doar traume. Mulți oameni au avut de suferit. Dar sensul ăsta sunt traume. N-am spus în sensul peiorativ. Sunt niște traume reale și tocmai de aceea astăzi... Comparația periculoasă mi se pare între securitate, între vechea securitate și o instituție și SRI și SIE de astăzi, într-o țară a Uniunii Europene care îndeplinește toate standardele NATO și și europene. Și SRI și SIE de astăzi care sunt instituții extrem de onorabile din punctul meu de vedere și chiar fac o treabă bună. Dar asta este totuși istoria noastră, conține aceste traume și sunt istorii absolut teribile cu situații absolut îngrozitoare care s-au petrecut înainte de 1989. Vă pot arăta eu, nu am la mine și nu am fotografiat sentința bunicului meu împreună cu alți 12 colegi fiind pădurar de condamnare la închisoare, 7 ani de închisoare fiecare și confiscarea averii. Asta a făcut securitatea cu familia mea. Și a lăsat-o pe bunica mea. Securitatea era direct proporțională cu guvernul și cu președinția. Ar putea să acuzăm toate instituțiile statului, că ei lucrau mână în mână, că era o treabă, era de fapt o unealtă a conducerii. Da. Absolut. Da, dar de asta au fost mulți oameni nevinovați care au avut de suferit și de asta sunt revoltat de faptul că sunt oameni în România care ocupă poziții publice, indiferent de statutul lor, că sunt în Parlament sau la primărie, care încearcă să pună orice semn între vechea securitate și actuale instituții din această zonă. Asta pentru că a existat și un soi de discurs public extrem de accentuat pe ideea de stat paralel. Un stat care e de fapt condus de niște oameni din servicii care în continuare, uite, suntem în plin scandal de vol de DNA, unde din nou se aduce în față ideea că, uite, un prim argument, vă dați seama că dacă era orice mică suspiciune, eram prezent în dezbaterile actuale, când vedem ce se întâmplă cu acești oameni care trebuie să dea explicații în fața procurorilor. Și mai mult decât atât, sunt niște adversari politici care încearcă să mă lipească pe mine, chiar prezentând o fotografie în acel cerc infracțional. O fotografie veche de acum 2016, 8 ani de zile, în care alături de Eduard Helvig, pe care l-au cropuit din poza respectivă, am participat la un eveniment la care directorul Serviciului Român de Informație participă în mod tradițional. Bilanțul unei instituții publice, bilanțul DICOT.
cu care serviciul cooperează foarte mult pe zona de proliferare armelor, pe zona de criminalitate organizată. Și atunci, na, se cheamă reciproc la bilanțul activității pe anii precedenți. Și într-o poză făcută într-o sală publică de către un jurnalist, că ea apare pe un site dedicat fotografiilor, este scoasă din context și prezentată, uitați că George Tuță face parte din această grupare. Dar acolo explic, mă rog, poza, eu sunt undeva în spate și sunt prezentat ca actorul principal, dar acolo actorii principali sunt alții, Coldea, Dumbrava, Chiove, și n-aveam eu treabă. Eu îl însoțeam pe directorul SRI. Poți să fac o anecdotă? Rog, te rog, îmi plac anecdote. Apar și eu într-o poză cu Florian Coldea. Iată. La Dubai. Da, opa. Eu apar în poză, dar am apărut în toate articolele. Tu ai apărut în toate articolele? Toate articolele. Și în articolele, deci în care voi apar sunteți? Tu, în apar tu, eu, e poză cu Florian Coldea și eu sunt de în spate, fac așa semnul. Omul din umbra lui Florian Coldea. Din spatele. Omul din spatele, da. Am fost la Washington și ieșise președintele Joe Biden atunci din Casa Albă și chiar eram acolo și mi-am făcut și eu un selfie. Asta înseamnă că sunt în cercul apropiat. Da, da. Iar eu sunt și acum, de câte ori se vorbește de el, e poză cu mine. Și cu mine, lângă. Da, da. Nu înțeleg contextul. Eu l-am cunoscut, eu l-am văzut fizic pe acest om de două ori în viața mea. Odată acum. Să ne pregătim pentru jurnalele de diseară. Eu l-am văzut acum 6-8 luni. L-am prima dată în viața mea, l-am cunoscut la un eveniment public, o lansare de ochelari de soare, ceva de genul ăsta. Da. Știu, asta e. În contextele astea cunosc eu oamenii. Și eram acolo, era de acum prieten comun și mi-a făcut cunoștință și am vorbit 3 minute. A doua oară l-am văzut în viața mea la Dubai atunci când a avut incidentul ăla cu paharul. L-am văzut acolo, pe culoar, stătea, l-am salutat și l-am întrebat dacă, că părea singur și al nimănui așa, și l-am întrebat dacă e ok și dacă vrea să stea la masă. Și a zis, nu, sunt foarte bine, am o masă, mi-a arătat el unde, sunt ok, îți mulțumesc. Și am plecat. Și de acolo cea era cu Codic Maticiu, cu niște oameni, făceau niște business-uri grele, se întâmplau lucruri, așa, iată. Și a noroc că a venit ăla cu paharul și ne-a strigat de ca business. Codin, iartă-mă, dar n-ai voie la primărie. Nu, la, nu te califică, nu știu dacă mă mai las să mă calific la propriul meu port, aici mi sunt un pic de mătos. Se face o petiție, ne da. Dau afară de aici. Da. Revenind un pic asupra subiectului, eu am intrat în Partidul Național Liberal în 2016 și tot ce am făcut, am căutat ca lucrurile și pozițiile în care am lucrat să îndrept lucrurile, să fac lucruri bune pentru oameni, de asta fac și politică, ca să las ceva în urmă pentru generațiile următoare. Și cred că politica e un astfel de instrument prin care poți îndrepta lucrurile care pe tine te enervează. Ca parlamentar, în fiecare săptămână aproape am avut întâlniri cu un cercetător, un om de afaceri și încă un om inovator, i-am zis eu, din mai multe medii. Întrebarea mea finală era mereu, domne, ce te enervează? Că știam că alea sunt subiecte pe care noi ar trebui în Parlament să ne preocupăm de ele. Și așa am ajuns și la treaba asta cu Comisia de Automatizare, așa am mai ajuns și la obținerea cazierului judiciar de acasă, așa a contribuit puțin astfel de discuții și pentru eliminarea copiei de buletin. Adică rolul pe care îl ai în politică este să faci lucruri bune. Așa ar trebui să fie, mă rog, nu știu dacă e rolul fiecăruia asumat. Eu sunt din acea categorie și toată experiența și oamenii cu care am lucrat pot să confirme acest lucru, că sunt un om dedicat care nu se dă în lături absolut când este de muncă pentru cel mai complicat proiect. Dar sunt două întrebări din povestea ta legată de asta. Una, tu erai încadrat strict juridic, birocratic, ca ofițer. Da. Ca ofițer. Te obligă legea în momentul în care ești membru al cabinetului să fii ofițer sau... Ai două posibilități de a lucra în Serviciul Român de Informații, ofițer sau angajat civil. Diferența era una extrem de simplă. Salariu. Ca ofițer beneficiezi de niște solde, sau mă rog, ca militar, beneficiezi de niște solde suplimentare și ai veniturile mai mari. Ca și angajat civil, diferența era între 3 și 4 mii de lei pe acolo, adică luam 3 mii de lei, 3 mii și ceva de lei ca salariu angajat civil și spre 7-8 mii de lei ca angajat militar. Eram la începutul familiei mele, de a constitui familia în care... astăzi sunt extrem de mândru că avem doi copii minunați
Și vă dați seama că decizia n-a fost una cântărită, domne, dacă devin militar o să am de suferit întreaga viață. Mi se pare viață. Mai mult să alegi întotdeauna și... să fii plătit mai bine. E... Nu, mi-a plăcut, n-am venituri suplimentare din alte părți, nu am avut, nu știu, în familie vreun mare... Nu, am avut un noroc așa și mi l-am făcut singur. Tot ce am realizat în viață, am realizat prin munca mea, prin dăruirea lucrurilor pe care le-am făcut și iată mă norocos și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Astăzi, în postura de candidat la primăria sectorului 1, o responsabilitate uriașă și vă spun că printre primele dialoguri pe care le-am avut despre această candidatură a fost cu Andrei Chiliman, fostul primar al sectorului 1 și singurul primar reales din sectorul 1, că el a fost reales de, mă rog, ales de 3 ori. Și asta a fost dialogul meu. Cum de am ajuns atât de slab în tot Bucureștiul ca administrație? Când eu știam și am fost membru în București la PNL din 2006 și am văzut efectiv cum s-a dezvoltat sectorul 1, cât a fost el primar și eram destul de apropiat de tot contextul bucureștean, pentru că făceam parte din echipa de pe București a Partidului Național Liberal pentru toate campaniile alea, 2007, 2008, 2009. Ok. Noi oricum am început cu această întrebare pentru că, sincer, este singurul lucru care ți se reproșează. Adică n-am găsit ce am căutat un pic, am făcut am un pic de research. Am scris și eu despre lucrul ăsta. Și mi se că... pare, mi se pare oricum destul de fascinant că adică, doar despre asta se vorbește. Da. Adică când vrea să cineva să spună ceva de rău, serii. Și care, mie, ți-am spus și ca fiul de securist, nu mi se pare așa o mare problemă, dar văd că pentru oameni e. Pentru că, într-adevăr, e chestia asta de care a vorbit Angel, că atunci când SRI-ul și SIE fac, nu știu, de joacă niște planuri antiteroriste, sunt serviciile care ne apără, da. Iar când se aude de un general care a luat niște contracte, atunci este securitatea. E ca poliția, e poliția și miliția. Poliția când te-a ajutat, miliția când nu face nimic. Atunci e miliția. Da, și e cumva, dacă spui că ai fost ofițer CIA, probabil vei crește 5 puncte în sondaj. Dacă, dacă ai fost directorul CIA, poți ajunge președintele Americii, nu? Ofițer Bush senior. CIA, scazi câteva procente. Dar așa, și ce mai e de lămurit? Deci am plecat în 2018 când Eduard Helvic a mai rămas. Că el a anunțat și cred că e public un interviu într-un... Cred că Adevărul a fost. În 2015 a avut un interviu în care a anunțat încă de la începutul mandatului că el își consideră ca limită de mandat maxim 2 mandate parlamentare pentru cineva într-o asemenea poziție și lucru de care s-a ținut de cuvânt și este unul din politicienii pe care de fiecare dată când l-am văzut că promite ceva, s-a ținut de cuvânt și am lucrat cu el 10 ani de zile. Și eu am plecat în 2018 pentru că urma să mi se nască al 2-lea copil și v-am zis că familia noastră înseamnă eu, soția și copiii și rudele le avem destul de departe, eu mai am doar pe maică mea și ne-am descurcat singuri și inclusiv cu copiii a fost complicat pentru că jobul meu însemna 8 dimineața, 8 seara și soția avea nevoie de ajutor și asta a fost motivul pentru care am ales familia în detrimentul carierei alături de, da, alături de Eduard Helvic în continuare acolo. Și decizia a fost destul de simplă, nu a fost cu nicio supărare, m-am zis că nu am cum să fac și una și alta și mai ales că, nu știu, adolescent crescut fără tată, am considerat că e mult mai important să fiu lângă copii care au nevoie și... Și voi, dacă aveți... Da, și rog pe această cale regia să nu uită să tăiem partea asta, că dacă o vede nevastă mea și zice, deci uite, uite cum viitorii primari și asta au renunțat la carieră la un moment dat ca să stea cu copiii și tu nu reușești, faci mizeria aia de podcast și te duci acolo. Adică dacă da, dar uite unde am ajuns. 5 ani mai târziu, uite unde am ajuns ca să-i văd doar dimineața când îi duc la școală și la grădiniță. Așa o să zic, dar a avut măcar o perioadă acest George Tuță care a stat cu copiii. Tu n-ai avut nicio perioadă, numai eu am stat de tot timpul. Asta o să fie nasol. Și trebuie să le mulțumim. Mă gândesc la bucata asta. Trebuie să le mulțumim pentru că sunt într-adevăr eroine. Nu cred că aș fi putut face același lucru. Ce face eroina ta care mai și are niște concerte, mai are și adică mai cântă cu el, mai face lucruri. E greu. Ce să facem? Greu. Ce să facem? Spune-ne, te rog, frumos, ce-i vrea să schimbi? Ce ți se pare că a făcut greșit această administrație? Că ai spus că
ești cât de cât pe undă cu Chiliman, deci e un primar care și mie ca locuitor a sectorului nu mi-a displăcut deloc. Punem, ce crezi că au greșit acum, cei de acum, ce îi face diferit, ce-i schimba? Care ar fi direcțiile în care ai, unde ai continuat? Că poate au făcut ceva bun. Da. Nu cred că nimeni a făcut doar ele. Ce ai continuat, ce direcția lor ai continuat și ce ai schimbat la 180 de grade? La 180 de grade, sau mă rog, la toate gradele din lume, asta aș deschide ușa primăriei, că astăzi, din păcate, e închisă și cea fizică și cea virtuală. Iar lucrul ăsta nu înseamnă decât lipsă de respect față de oamenii care plătesc taxe și impozite, indiferent de problema pe care o ai. Și pot să citesc mesaje pe care mi le dau oamenii care zic, domne, mai avem puțin și scăpăm de lucrul ăsta. Își doresc enorm de tare să se oprească această administrație greșită care n-a făcut decât circ și scandal. S-a certat cu propriul partid, doamna Armand, pentru că despre ea e vorba. S-a certat Consiliul Local, s-a certat cu procurorii. Dacă s-a certat cu propriul partid, nu mai susțineam acum. Păi doar pe lista de consilieri, nu știu cum să interpretez altfel lucrul ăsta, pe lista de consilieri mai sunt doar 2 din 10 din actuala configurare a Consiliului. Deci s-a certat cu câțiva oameni din partid, nu neapărat are susținerea partidului. Nu știu, asta este treaba ei. În mandatul trecut. Da, din mandatul 2020-2024 mai sunt doar 2 consilieri care au rămas ca și candidați. Și susțineți că i-a pierdut voturile acelor... Dacă nu-i mai găsești pe listă, nu știu, posibil. În cadrul Consiliului are în continuare susținerea lor? Adică asta se poate vedea la un proiect pe care îl depune, nu? Adică... O să discutăm mult și despre treaba asta cu Consiliul, care blochează că majoritatea PNL-PSD ține în loc dezvoltarea sectorului. Total greșit. Cred că acum ajungem la 800 de proiecte pe care Consiliul Local le-a votat și nu cred că mai e un alt sector în București care să aibă 800 de proiecte votate într-un Consiliu Local. Problema e că ele nu sunt implementate și asta o vedem în proiectele europene atrase de către actuala comunitate. Vă dau exemple. Avem 2 bazine de not gata din 2021, final 2022, construite de guvernul României. Unde? Într-un program, în 2 școli, Sfinții Voivod și 178, cred. Și aceste școli nu poate să-și bage copiii în acel bazin să noate, pentru că nu are 2 documente. Un aviz de la ISU și încă un aviz de la DSP, de la Direcția de Sănătate Publică. Deci pentru două documente, copiii noștri nu învață să noate. Dar și pentru asta nu ai nevoie de Consiliu. Păi nu ai nevoie de Consiliu. Asta, primarul are un aparat de, cred că, 300 și ceva de angajați care trebuie să implementeze hotărârile Consiliului Local. Mai simplu. Poate influența Consiliul Local este un parlament. Așa. Parlamentul care dă legi. Okay. După care, guvernul, care este primarul împreună cu aparatul lui de specialitate, cu acești angajați ai primăriei, doar 300 sunt în direcțiile primăriei, dar mai vorbim și de asistența socială, unde mai sunt oameni, poliția locală. Mie de angajați de instituțiile din subordine directă. Așa, sunt 1000 de oameni în acest guvern local care trebuie ca legile respective să le pună în aplicare. Pe de o parte. Pe de altă parte, să te pună proiecte la ministerele care gestionează fonduri europene. Bun, dar zi-mi cum ar putea influența ISU, efectiv. Dar nu trebuie să influențezi, trebuie să te duci și să ceri documentul ăla. Să îndeplinești cerințele lor că tu în business-ul tău. Aici când ați luat avizul ăla de la ISU. Da. Aveți aviz ISU. Sigur că da. Noi închiriem hala. Hala este închiriată. Cu o listă de documente ai cerut, ai verificat oamenii aceia lista de documente dacă este în regulă, dacă sunt respectate normele legale privind incendiile și alte reguli pe care le mai au ei și pe care ți-au dat un aviz de funcționare. Asta mai e în nevoie, general, să depună cineva. Și mai ales că spuneți că bazinele că sunt noi. Și atunci, în principiu, ar trebui, pentru că în clădirile vechi e aproape imposibil de obținut ISU. Adică ISU nu vine proactiv te ajute să obții chestia asta. Aici problema e în felul următor, că guvernul le-a construit printr-un program în care era un proiect standard la toate școlile, bazinul de not, prin Compania Națională de Investiții.
guvernul plătește, guvernul construiește și pe aia îl predă primăriei pentru a-l pune în funcțiune, pentru a obține aceste avize. Între timp se mai schimbă părți de legislație, norme interne ale ISU sau DSP, în care zic că vezi că aici mai trebuie să mai pui o conductă suplimentară sau 7 instinctoare în colțul din stânga. Și atunci primăria trebuie să facă aceste adaptări pentru a îndeplini toate normele ISU. Lucrul ăsta nu a fost capabil această primărie în 3 ani de zile. Eu mă gândesc acum, nu vreau să-i țin partea, îmi pare rău că doamna Clotilde Armand nu a acceptat să veniți împreună în acest podcast, mi-ar fi plăcut să vorbim, dar cred că există o explicație. Eu așa cred, adică nu mă gândesc că, nu cred că nici rea voință, nici ne simt, adică nu, cred că există o explicație, nu știu, s-au cerut ăia de la Isul Auzi ceva, vedeți că au construit greșit și e într-o problemă, nu știu, îmi pare rău că nu a acceptat, repet, această confruntare, pentru că era drăguț să ne răspundă cineva la asta, așa cum ea cumva v-a acuzat nu pe voi, ci pe tot Consiliul și mai departe, PSD, PNL și toată lumea, că la ea blocările sunt până la nivel de lift. Lift și curățenia din primărie. Adică zice, bă, nu ne merg lifturile pentru că Consiliul... Le discutăm pe toate. Da. Un alt exemplu. Este un centru pentru copii cu dizabilități și copii cu autism și Down, inițiat de părintele Radu Mureșan de la parohia Mavrogheni. E chiar acolo, lângă Piața Victoriei. Este ridicat. Consiliul Local a alocat banii, însă doamna Armand personal refuză să-i dea banii pentru a-l finaliza. Sunt trei etaje. Deși construite. Sunt bani în primărie, știm, a spus și dânsa. Da. La primar, zis că... Sunt bani. Sunt toate documentele în ordine. Primăria, printr-un protocol cu această parohie, trebuie să vireze niște bani în cont ca și constructorul să finalizeze această construcție. Trebuia să fie gata și de conform ce nu? Proiectului. Care explicația oficială? Lucrul ăsta trebuie să răspundă doamna și în fața cetățenilor și în fața procurorilor are de dat niște explicații și în fața judecătorilor. Da, interesant. Pentru că chiar mi-ar plăcea să... Pare rău că eu am refuzat să mai caut explicații, că nu cred că oamenii au nevoie de o explicație. Oamenii au nevoie de servicii publice de calitate. Au nevoie că atunci când se duc în parc să se simte în siguranță, au nevoie să găsească loc în creșe și grădinițele din sectorul 1 și n-a fost construită nicio creșe și nicio grădiniță în acest mandat, în condițiile în care de la începutul mandatului... Da. La școli... Spune că școli, adică de-aia zic, e noaptea minții. 12 școli, a zis. 12. 12? Da. Pe Facebook le-a construit sau... Așa mă duc aminte, no, să nu mă înșel. Este un singur proiect... Sigur niște școli, mă țin minte număr de școli. A făcut o groapă în materie de școli, cam asta e tot ce a făcut doamna Vorbim Armand. De construit în sine, ci de extins, în sensul ăla, că în ceea ce erau proiecte de extindere a... Nu, trebuie să ne uităm. Mi se pare că și construit de la 0-2 sau ceva de genul. Da, 0. Este un proiect în cartierul Greenfield, din nordul capitalei, în care în anul 2020, în anul 2020, deci pe o altă guvernare locală, erau alți primari și la sector, alegerile din 2020 au fost în toamnă, dar în primăvară, în 2020, dezvoltatorul complexului de acolo a donat primăriei capitale un teren pe care să se construiască o creșă, grădiniță, școală și liceu și bază sportivă. Împreună cu un proiect tehnic, adică la nivelul obținerii autorizației de construire. Primăria capitalei cu vechiul primar a primit această donație. Și în donație se scria foarte clar că în 2 ani de zile ar trebui să se demareze proiectul ăsta ca să rămână valabilă donația respectivă. S-au schimbat primarii și primarul capitalei și primarul de sector. Nu a mișcat un deget. De fapt, a fost tot pe vechiul mandat, a fost obținută autorizația de construire. Sau au fost depuse documente pentru autorizația de construire. Sigur, pe nou e mai greu. Adică totul acum pe nou e foarte greu. Aici era de la nivelul sectorului, cred. Și ce aici pot demonstra cu documente?
Autorizația de construire acum 3 ani de zile exista în primăria sectorului 1. Bani am alocat prin acest consiliu de care zice doamna că îl blochează, bani suficienți pentru a construi această școală, iar în acest an electoral propunerea primarului pentru bugetul acestei școli era cam 30% din suma inițială necesară. Abia anul ăsta a reușit să finalizeze licitația pentru constructorul care să facă această școală și de o săptămână cred că a făcut o groapă pe acel teren. Asta, asta este tot rezultatul pe care l-a reușit Clotilde Armand în, la capitolul extinderea rețelei școlare. Lucru total greșit, pentru că în această perioadă s-au finalizat niște proiecte imobiliare, sunt niște cartiere în care sunt mai mulți oameni decât în multe alte orașe sau comune din România și nu au niciun fel de școală, nu au niciun fel de policlinică, unele nu au nici drumuri, nu au nici canalizare și vorbim de comunități care plătesc taxe și impozite în sectorul 1 și nu beneficiază de servicii publice minimale, adică o decență din partea primăriei. De asta vă zic că la primărie acest model de administrație este greșit. Aveți companie, corect? Da, câteva. Dacă ați angaja un director de dezvoltare și ați da pe mână un buget de 1 miliard de lei și el ar cheltui doar 13%. E o problemă. Asta a fost un subiect pe care l-am abordat și ieri, apropo de că doamna Armand susținea că a preluat primăria cu datorii și că a ajuns pe excedent. Și am avut această intervenție, am zis, nici excedentul nu e bun. Nu e neapărat bun. Nu, asta e obiectivul. Da, obiectivul e să crești calitatea vieții oamenilor. Da, da, să faci rost de bani, să dezvolți proiecte, să atragi bani din diverite surse. Să încurajezi mediul de afaceri să se dezvolte. Mediul de afaceri și, mă rog, tot felul de PNRR și așa mai departe. Da, da. Deci să atragi bani din toate părțile posibile și apoi să reușești să-i cheltui. Da. Adică nu există așa ceva. Trebuie să, mă rog, am mai multe companii, am și o fundație asta, Fundația Metropolis cu spitale publice în limba privată, care renovă spitale. O știu, am votat amendamentul. Tot timpul, și îți mulțumesc, tot timpul suntem cumva, avem grijă să pornim, noi pornim un proiect pe care efectiv suntem la limită, că niciodată nu permite să avem foarte mulți bani în cont, că la un moment dat poate fi și asta o problemă. Adică a fost o perioadă când am avut, nu știu, câteva sute de mii și nu aveam proiect. Și am zis, băi, nu e regulă, trebuie să... Ăștia sunt bani publici. Da. Chiar dacă se numește spitale publice din bani privați, sunt bani privați, ca și ei ne-au dat oameni, dar noi îi tratăm ca pe bani publici. Și mai mult decât atât, voi puteți în entitatea privată să-i puneți la bancă și să acumulați o dobândă pe ei. Statul îi ține la trezorărie și doar se devalorizează. Facem, dacă vreodată avem ședent, îi punem. Da. Eu am o întrebare dublă, că mă întorc puțin și aș vrea să înțeleg de ce primăria sectorului 1, adică ce vă leagă de acest sector, de ce, sau e doar o decizie politică, că sunteți președintele organizației, sau să ne explicați care e povestea din spatele acestei candidaturi și să o legați și cu care ar fi niște obiective importante, planuri fezabile, realizabile într-un mandat, când deocamdată vorbim doar de un posibil viitor mandat. Ce așteptări să aibă alegătorii de la acest posibil viitor mandat de la dumneavoastră? Nu m-aș lega de așteptările viitorului mandat. Și aș începe cu lucrurile simple. Copiii mi s-au născut în sectorul 1, sunt la școală în sectorul 1, de 21 de ani de când sunt în București, mai bine de 15 ani am avut joburi numai în sectorul 1. De când am venit din Severin la facultate în București, am studiat la ASE în sectorul 1, am văzut sectorul 1 cum s-a dezvoltat și ce plus a putut să aducă administrația în dezvoltarea comunității. Obiectivul meu este reclădirea acestei comunități pe care o aveam în sectorul 1, reclădirea dezvoltării economice, reclădirea acelor clădiri extrem de un patrimoniu, de fapt, că nu e doar clădirea în sine, dar sunt clădiri de patrimoniu pe care astăzi le avem ascunse cetățenilor, turiștilor. Vorbesc de clădirile din centru. Sunt în sectorul 1, probabil, cele mai multe clădiri cu risc seismic. Au fost expertizate deja 607 clădiri în care
Și aici a fost un program european pentru consolidarea lor și s-au atras și primăria sectorului 1 a cerut 0 lei. Și atunci am o experiență administrativă destul de mare, am aproape 15 ani în administrație pe diverse paliere ale administrației, știu ce am de făcut, știu cum pot să fac lucrurile și am alături de mine două partide mari care mă susțin, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, că sunt candidatul comun al acestora și pot să reclădesc capitala capitalei. Cum Bucureștiul este capitala României, sectorul 1 era recunoscut ca și capitala capitalei. Asta este ambiția mea de a crea comunitatea în jurul unor proiecte care să ne pună împreună, pentru că îmi dau seama că putem mai mult, că primăria se poate implica pentru rezolvarea problemelor și din școală, rezolvarea problemelor și din zona de sport, că am un program amplu pe care vreau să îl aplic în zona asta a sportului, dar și în zona asta de reclădire a piețelor istorice, de redarea piațetelor și a clădirilor astea, circuitului turistic și mai mult decât atât. Mă plimb mult cu copiii prin oraș, prin întreg Bucureștiu și îmi dau seama că ei nu-și cunosc orașul, că văd în general doar portiere de la nivelul lor și că clădirile monument nu au niciun fel de informații suplimentare pe care ai putea să le accesezi ca locuitor, ca turist în orașul tău. Dar în sens concret. Da. Ce clădiri vă propune? Adică aș vrea să vorbim foarte în concret. Așa sună, să fie bine. Să fie cultură, pe aia. Ok, am acest proiect cu sportul. Ce înseamnă el? Cum va fi implementat? Am acest proiect sau cele mai importante, că nu, care sunt cele mai importante? Sunt multe pe care... Evident că sunt foarte multe aspecte ale traiului în București. Și... Avem, dar să luăm cinci. Mi-e teamă să nu plictisim. Real, adică eu vreau să mă raportez la oamenii de acasă. Bă, uite, trei proiecte cele mai mari în care crezi și în care și după aia cu un timeline. Nu, eu înțeleg să poți spui, bă, ăsta-l fac în trei mandate. E cel mai mare proiect al meu, mi-l doresc în trei mandate, dacă o să mă aleagă lumea. Dar și un timeline cât de cât la ele. Absolut. Realist. Cât de cât realist posibil. În primul rând, construcția de școli este obligatorie, care se face doar pe baza unei analize în funcție de nevoile din fiecare cartier. Ai aceste cartier. Finalizarea grădiniței din Greenfield și a școlii de acolo este obligatorie. Încă nu mă pronunț pentru liceu, pentru că încă o dată trebuie să ținem cont de nevoile oamenilor. În acel cartier s-au mutat familii tinere care s-ar putea să nu aibă nevoie de liceu în următorii 5 ani de zile. Și atunci trebuie să construiești... Nu e o prioritate. Da. Trebuie să construiești în baza unei analize foarte clare ca să îți acopere nevoia. Multe s-ar putea să n-ai nevoie de construcție. Este suficient să închiriezi spațiul într-o zonă, dacă e mai rentabil așa, de asta ai nevoie de acces la datele clare de evidența populației pentru a stabili această analiză. În administrație zice studiu de fezabilitate, să vezi cât e de fezabil acel subiect. Deci construcția de școli pentru a extinde rețeaua e obligatorie, sau mă rog, extinderea rețelei e obligatorie pentru că ai 1000 de copii în afara învățământului, iar asta înseamnă că părinții aceia sunt obligați să scoată bani din buzunar, să-și ducă copiii la grădinițe private sau chiar la școli private. Există, nu sunt împotriva acestui concept, sunt liberal în gândire și în acțiune, însă în Constituția României este educația un sistem gratuit pe care statul trebuie să-l pună la dispoziție. Dacă noi nu avem această opțiune pentru oamenii noștri, înseamnă că nu ne facem treaba bine. Reclădirea piețelor. La fel de important, pentru că astăzi, în sectorul 1, ai piața 16 la școli, februarie. Cât ai un... Adică ți-ai făcut un calcul, zici, bă... Școli suficiente pentru 1000 de copii. În primul mandat de 4 ani, ai un număr la care te-ai gândit? În primul mandat de 4 ani îmi doresc ca niciun copil să nu mai fie în afara școlii, ci să fie în interiorul școlii, să îi pui la dispoziție lucrul ăsta, iar în al doilea mandat să ajungem cu școala să fie într-un singur schimb în toate școlile din sectorul 1, care e un alt... Am înțeles, o altă chestiune, o problemă. Da.
Deci asta e un proiect care în 7 ani de zile se poate implementa. Da, pentru că astăzi, să și așa, astăzi adică... știi că peste 5 ani de zile, astăzi știi câți copii născuți ai, știi că peste 7 ani, peste 5 ani de zile urmează să îi pregătești de școală și să ai construcții gata pentru câți copii s-au născut astăzi, cu părinții domiciliați în sectorul 1 sau... Ok, bun, iartă-mă, am vrut să fiu mai concret, să înțeleg lumea. Concret trebuie să am acces la date. Ok. Și accesul ăsta nu l-ai avut pentru că nu ți-a fost furnizat de către primărie sau ai făcut, adică bănuiesc că sunt evidența populației, ar trebui să fie niște date publice. Unele date sunt publice, clar, dar încă o dată, eu candidez pentru primar, nu pentru expert în a face studii de fezabilitate despre câte școli. Pentru asta folosim resursele de la primărie, e posibil să ai oameni în primărie care să cunoască aceste detalii. Înainte era o direcție care se ocupa de lucru ăsta de dezvoltarea rețelei școlare, pe care, care a fost desființată. Și cred că trebuie să punem specialiștii să lucreze. Eu, ca primar, vreau să iau decizii. 100%. Și cred că primarul asta trebuie să facă, nu, deci, să fie expertul. Dezideratul este să nu mai fie niciun copil, 1000 de copii sunt în acest moment, deci bănuim așa grosomodo 5-6 scoli. 1000 de ceneri neonorate, să le zicem așa. E deziderat, dar atunci când nu cunoști date, nu poți să pui la listă de promisiuni. De ce? Că poți să spui, bă, am venit ca să aibă toți un singur zi. Un singur schimb. Am așa, apoi experții când am venit la primărie mi-au spus că trebuie să construiesc 400 de școli și m-am lăsat. Că mi-am dat seama că nu se poate. Și am zis, ok, două schimburi, eu ok. Eu cred că se poate, noi dacă am studiat. Eu am studiat de dimineață la școală. Și cred că așa ar trebui să studieze fiecare copil. Astăzi sunt mâhnit că fetița mea a început școala la ora 11. Așa a început ea să învețe. După 6 ani în care la ora aia se odihnea, a ajuns să meargă la școală și în clasa 0 să înceapă la ora 11, cred că nu este normal pentru ca copiii să, în perioada în care erau obișnuiți să se odihnească, acum să le cerem să fie concentrați. Și vă spun că în primele luni era extrem de epuizată. Nu e ideal, nu e deloc. Și nu cred că în cel mai bogat oraș din România nu ne putem permite să, nu știu, să închiriem spații, nu e nevoie doar să construiești dacă nu ai loc, în care să asiguri lucrul ăsta. Okay. Sunt școli care sunt în riscul de a trece în 3 schimburi. Și credeți-mă că se poate, este de multe ori management. A fost la școala 162, când a preluat-o directorul, a preluat-o cu 2 schimburi și 300 de copii. Astăzi sunt aproape 600 de copii și învață într-un singur schimb. Cum? S-a mărit? A mai ajustat, a făcut o mansardare la școală, unde a mutat zona administrativă a școlii. A eliberat niște clase și a reușit. Dat afară? Sau ce? Cum e eliberat? Nu. Mutând zona administrativă la mansardă, a reușit să... Tot nu iese de 300 la... Da, mă rog, nu știu ce a făcut. Îl sunăm pe director, acum și ne povestește. E foarte interesant ce face el, că în fiecare pauză îi scoate pe toți copiii, în pauza mare, îi scoate pe toți copiii în curte, e pe aici, în zonă, în Chitila, îi scoate în curte și împreună cu ei dansează și fac tot felul de jocuri. Eu cred că îi scoate să intre alții să învețe la pauzele lor, că este singura care și șansa care mi-a matematic. Îi scoate pe toți afară și atunci învață alți copii mult pe aia, dar mai concentrat. Și ies aia din nou. Ok. Bun, școli. Alt subiect în care crezi puternic și zici, bă, îl pot face în... În asta cred puternic și în 7 ani de zile cred că vom putea ajunge în sectorul 1 să avem un singur schimb. Cel puțin termenul mi se pare unul prin pe care l-aud cu bun simț, adică nu, bă, în 2 ani am făcut așa, adică în al 2 mandate, știi? Da. Reabilitarea blocurilor, că ai vorbit, că e prima oară când aud chestiunea asta, că, mă rog, poate nu sunt suficient informat, dar este în, cel puțin opinia populară spune că reabilitarea ține de primăria capitale, adică tu îmi poate, domnule, de ce nu reabilitează blocurile? Că zici de consolidare, că sunt două chestiuni, consolidarea blocurilor. Există, dar și reabilitarea. Opțiuni? Reabilitarea în sectorul 1 sunt în jur de 900 de blocuri. Andrei Chiliman, în mandatul lui de 9 ani de zile, a reușit să reabiliteze termic 800 de blocuri. Mai rămăseseră 160, 800 și ceva de blocuri. După care,
următoarele două administrații au mai reușit să mai reabiliteze 80 de blocuri. Și în continuare, astăzi avem 80 de blocuri nereabilitate. Iar lucrul ăsta trebuie finalizat de urgență. Câți ani a făcut Kiliman? În? În 9 ani a făcut 800 și după aia în 8 ani s-au făcut 80. Ok, da. Așa. Și okay. Consolidare? Consolidare în 30 de ani în București s-au făcut 30 de clădiri. Însă din 2022 s-a schimbat legea în care permite inclusiv sectoarelor să se implice în partea de consolidare a clădirilor publice și private. Înainte se puteau implica în zona publică exclusiv, acum se pot implica și în zona clădirilor private, adică în blocurile rezidențiale. Da. Blocurile din sectorul 1 care sunt construite înainte de cutremur și atunci nu poți să reabilitezi termic dacă nu faci expertiză tehnică care să spună dacă este vreun risc seismic pentru imobilul respectiv. Și lucrul ăsta trebuie început, demarat ca program, trebuie început cu clar cu clădirile publice care mai sunt de consolidat. Andrei Kiliman a fost omul care a început consolidarea școlilor și cam a terminat cu toate școlile. Mai sunt doar câteva clădiri ale școlilor care nu sunt consolidate. Și dau un exemplu, Nicolae Iorga, care la fel va fi realizat în timpul primului mandat, ca să vorbim de chestiuni concrete. Okay. De 3 ani de zile este închisă sala de sport care este cu risc seismic clasa 2. Adică se poate prăbuși la un cutremur ca cel din 77. Și efectiv au închis-o experții pentru că e un pericol pentru copii. Și de 3 ani de zile copiii stau într-o sală de clasă să facă sportul. Bine, asta când e la mișto, adică nu există. Nu e la mișto. Nu, în sensul că da, sportul ăla e la mișto făcut. Da. Adică într-o clasă, da. Ce fac flotări unii peste alții, ce, nu știu. Da, astea sunt condițiile în care învață copiii ce sport, în practic, sectorul ce 1, basket, ping-pong, care... ping-pong, da, să facă campionatul de ping-pong, șah viteză. Da. Bun, și atunci toate clădirile publice, aglomerate, fie că vorbim de spitale, fie că vorbim de școli, care sunt pe raza sectorului 1, trebuie expertizate, făcut acest studiu privind rezistența lor, și să faci un plan de măsuri în care să încep cu ele. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte este un program guvernamental care îți permite să consolidezi clădirile. A fost un prim call de 300 de milioane la Ministerul Dezvoltării de 300 de milioane de lei pentru exact treaba asta și a aplicat cred că Primăria Capitalei sectorul 4 și sectorul 6 pentru consolidarea unor clădiri. Sectorul 1 iar la fel n-a făcut nicio cerere. Aștia sunt bani totuși, e o cheltuială destul de mare pentru buget, dar eu cred că avem capacitatea să putem, din bugetul pe care îl avem, să punem o parte din el într-un mod constant și să construim acest program de consolidare. Nici reabilitarea termică n-a început-o Kiliman cu toate clădirile. El a început-o în 2008. Mi-aduc aminte când eram la Ministerul Dezvoltării în 2012, împreună cu el am reușit să convingem Comisia Europeană că din bani europeni se pot finanța blocurile private ale cetățenilor din România pentru a fi reabilitate termic și au înțeles cei de la Comisie lucrul ăsta și atunci au început să se facă din bani europeni reabilitarea termică și gradual s-a finalizat acest program. Cred că e important să îl începi și de la fiecare... Absolut, mai ales consolidarea e un subiect fără discuție, extrem de important și fără discuție. Dumnezeu ne paște o tragedie la un cutremur. Toată capitala, eu poate și în spun țară, cu e foarte dur mesajul, dar dacă vine un cutremur ca cel din 77, 25.000 de oameni își vor pierde viețile. Asta e o estimare... Unde? În țară, care, capitală în sectorul sau sectorul 1. Ah, păi 10% din sectorul 1. Da. Din care locuiesc în acele clădiri care astăzi sunt expertizate și sunt cu risc. Am citit un articol DOR, care era foarte bine documentat, cu foarte mulți experți, care în vreo 20 ceva de pagini, aproape o teză de licență, și descrierea situațiilor care ar urma unui cutremur și morțile... care sunt care urma. Apropo, voi aveți un punct de întâlnire cu familia dacă ne prinde cu tremurul, nu știu, pe unul la servici, pe unul la școală, pe unul la... Pe cum?
Ce punct de întâlnire? Acasă. Sper că, bă, sper că ați înțeles. Punctul de întâlnire acasă. Nu, nu, păi, nu luați cu... Acasă unde? Cum adică acasă unde? Noi suntem toți când în o fi cu tremur și sunt ruinele pe toate străzile. Păi, între ce căsă ajungem poate numai acasă. E casa. Deci, apocalipsă zombie, dacă e. Orice, veniți acasă. Nu e. Nu, știi de ce am zis lucrul ăsta? Pentru că sunt, astăzi în școli se fac niște exerciții ce se întâmplă în caz de cutremuri. Însă da. Sunt pregătiți doar copiii să părăsească clădirea școlii. După aia, ce se întâmplă, nimeni nu știe. Ok, am ieșit afară, acum ce facem? Acasă, mergeți acasă, toți. Că nu mai merg telefoanele, nu merge Facebook-ul, să poți să îi trimiți locația pe WhatsApp. Și atunci noi trebuie să ne gândim la astfel de lucruri. Da, asta, acum, sincer, pare destul de logic că te duci spre casă, pe care o cunoști drumul. Adică cumva încerci să te duci spre casă, fiecare spre... casă. Eu la loft, mă rog, fiecare unde, adică unde se simte în siguranță, cum ar veni. Zona, nu? Zona de confort. Da, zic, bă, dacă mor. Da, adică știi cum e, toată lumea sunt de acasă și acasă, unde e la loft, sigur, sigur e la loft. La mine acasă, unde sunt proprietar. Deci nu sunt proprietar la loft, dar da. am vreo un perete și trei după mese. După podcastul ăsta, poate. Un perete și trei mese. Dar ce faci tu, Codin, că tot timpul la loft ești pe mese și în caz de cutremur... Sub masă. Sub masă, știu. Eu de-aia stau sus, că dacă imediat să ajung. De asta zic, sunt elemente de educație în care împreună cu salvatorii cred că ar trebui să fie prezente în viața oamenilor. În multe capitale chiar găsești semne de asta, loc în care să te poți întâlni cu familia, pentru că sunt de obicei zone în care clădirile din zonă sunt consolidate sau sunt sigure și atunci nu există riscul de prăbușire suplimentar după, nu știu, primul val. Dar sunt situații de criză pe care doar statul le poate gestiona. Da, și am văzut în sectorul 4, la Daniel Băluță, cum după 40 de ani, din păcate, a fost primul în această țară care a construit o stație pentru situații de urgență. Cu pompieri, cu salvare, cu motociclete, cu, nu știu, un loc în care să fie oamenii aia, să poată să-și schimbe uniforma, să poată să... Da? Nu știu că există. E singura construită în România după 40 de ani. Sunt de vizitat niște lucruri, dacă ne face și treaba aia, sunt de noi avem... Și cred că asta e singura constantă, iertați-mă de întrerupere, fiecare primar care a venit așa, mă rog, cel puțin din zona PSD-PNL, l-a dat exemplu pozitiv pe Daniel Băluță. Da, e un exemplu și noi care nu suntem PSD-PNL, trebuie să recunoaștem niște merite. Da. Dar v-a dat cineva exemplu Clotilde Armand? Negativ? Nu. Ce v-a făcut? Am glumit. Că ați avut mulți primari aici, de la toate partidele. De asta vă zic, nu că s-a vorbit lucrurile de sectorul 1, ca să fim cinstiți, nu s-a vorbit de sectorul 1, adică nu, în mod așa, dar într-adevăr... N-am vrut să forțez. Într-adevăr, domnul Băluț a venit des în așa, adică Horia Constantinescu candidează la Constanța și își dorește să facă ceva, unul din proiectele... Așa era sectorul 1 înainte de Daniel Băluță. Era flagship? Era flagship, pentru că reabilitarea termică a fost făcută de Andrei Kiliman. Centrul Caraiman, care e un complex multifuncțional care asigură de la analize medicale pentru persoane vulnerabile până la niște intervenții ambulatorie mai mici ca să degreveze urgența din spitalele pe care le avea în sectorul 1, că și astea au fost făcute cu cap. Cupa 1, care era o competiție sportivă în care îi antrena pe toți cei mici și o vedeam prezentă. Astea sunt niște inovații în administrația publică care au rezultat, au avut rezultate, multe dintre ele mai sunt și acum, singura e Cupa 1. Iar Daniel Băluță la fel, a inovat în administrația publică, unde mai vorbim de 30.000 de locuri de parcare într-un singur sector, într-un mandat. Niciun. Nu vorbim, pare rău că sectorul nu mai ușor... este exemplu, într-adevăr îmi pare rău, dar am avut o invitată și deja este postat la ora când o să vadă lumea acest podcast pe doamna Armand, care a vorbit despre niște lucruri și a vorbit despre niște lucruri pe care pe de o parte le-am înțeles, pe de altă parte nu le știu rezolvarea, adică a spus, dom'le, eu am avut probleme cu Consiliul, n-am avut Consiliu și aici vreau să revin și să vă întreb direct de aceea care ajunsese aproape anecdotă, că spunea, bă, nici liftul în primărie nu merg, noi mergem cu dosarele așa pentru că se opune Consiliul și nu avem nici curățenie în primărie. Și eu, totuși o întrebam, doamna Armand, ok, înțeleg, e o problemă mare, dar dacă vi se întâmplă așa și în mandatul viitor, ce facem? Că mă zici, bă, n-am Consiliu. Mă rog, a venit că a zis că probabil că o să lucreze cu PUSL-ul și cu AUR-ul. Cu celelalte partide care...
A zis că probabil că PNL și PSD nu o să facă majoritate și nefăcând ei majoritate, ea o să facă o punte între USR și AUR. Mai avem câteva zile până pe 9 iunie și nu, vedem dar, lucrul ăsta. Da? Adică înțeleg. Ce se întâmplă acolo cu blocajele astea? Că așa, într-adevăr, bă, n-a făcut, uite, n-a făcut. Și voi cum ați făcut? Noi am blocat tot. Ah. Încă o dată, ai 800 de hotărâri de Consiliul Local votate. Da. Sunt pe site-ul primăriei, oricine poate să intre, primăria sectorului. Dar lifturile? Ce se întâmplă cu lifturile? Adică vreau un exemplu concret mic. Da. Ați blocat lifturile primăriei sectorului 1? Bun, e un subiect foarte important de o urgență maximă. Nu e. Știu că ești ironic, dar e un exemplu care, vine în concretețe. Nu sunt deloc ironic. În sectorul 1 avem foarte mulți oameni vârstnici care locuiesc în blocuri. Oameni care n-au mai ieșit de 3 luni de zile din casă. Oamenii ăștia au nevoie de lift ca de aer. Oamenii ăștia nu se pot deplasa, trebuie să 100%. Aibă cineva grijă de ei. Și atunci lifturile e o formă de umanitate, dacă vrei, basic, ca prioritate. Basic, așa, da. Programul pe care l-a făcut Andrei Chiliman cu reabilitarea termică, și o să ziceți că sunt ca o moară stricată, dar asta e povestea. Dacă acolo duce povestea... Da. În 2008 a zis că reabilităm termic pentru a le mai salva oamenilor niște bani din buzunar, că urmea criza economică, sau era perioada aia de criză economică. Și cum facem lucrul ăsta? Păi atunci hai să vedem de unde mai putem să mai eliminăm din costurile pe care le are o familie. Și costul era cu întreținerea casei, pentru că era scump agentul termic. Și atunci a venit cu această soluție de a izola termic blocurile din sectorul 1. Atât includea acel program. După care a fost o lege națională care a permis reabilitarea termică a clădirilor, care a inclus și reabilitarea acoperișului, care nu era în faza inițială și care astăzi, când vorbim noi, include reabilitarea pe exterior, acoperișul, lifturile și panouri solare sau pompe de căldură, dacă soluția respectivă e pretabilă pentru așa ceva. Adică poți face toate lucrurile astea prin această lege care este conectată cu fonduri europene. În 2018, pe vechiul mandat, a fost modificarea cu lifturile. Și a fost derulată o achiziție publică pentru reabilitarea celor 901 lifturi din sectorul 1. S-a finalizat contractul în anul 2020 și au început lucrările pentru înlocuirea lifturilor și repararea lifturilor din blocurile sectorului 1. Anul 2020, înainte erei Armand. În anul 2021, când a venit doamna Armand, a informat Consiliul Local că, domne, este un contract care ne dezavantajează, nu vreau să dăm bani, să risipim banii sau ceva argumente. Nu... Situația de la Romprest, practic. Adică similar, mă rog, probabil, da. Similar. Discutăm și subiectul ăsta. Și a anulat efectiv contractul cu acea companie sau acele companii care trebuiau să înlocuiască toate lifturile din sector. Au fost doar 9 norocoși în sectorul 1, unul chiar m-am plimbat și eu cu el, e lângă Parcul Bazilescu, și oamenii sunt norocoși, au liftul înlocuit de către primărie. Ceilalți 892 de oameni de blocuri, de scări de bloc, nu sunt atât de norocoși. Și au intrat pe... Și norocul ăsta? Și după asta, în 2023, apropiindu-se campania electorală, a venit cu o propunere doamna Armand, ca inițiator, și a zis că, ok, să dăm la asociațiile de proprietari următorul mesaj. Voi vă faceți lifturile, facem un protocol, voi cheltuiți banii de lift, cumpărați voi liftul cu cine vreți voi, că voi faceți mai ieftin decât noi, primăria, care facem scump. Asta în 2023. Și să-ți dea, practic, printr-un sistem de decontare a cheltuielilor cu liftul respectiv. Tu ești președintele asociației de proprietari, îl iei pe administrator, îl pui... Bă, fără nicio limită?
Adică poate să erau, erau niște, era un studiu de fezabilitate care spunea așa că am estimat între ce valori se poate încadra. Trebuie să fie ceva, că altfel spui ceva extraordinar. Da, dar studiul ăla face o medie, iar media știm că când vorbești de situație individuală a fiecăruia, n-are nicio legătură, că un lift poate să coste 80.000 de euro și altul poate să coste 10.000 de euro. Media, cu banii de medie, nu poți să le repar pe amândouă. Pe de o parte, pe de altă parte, dacă cumperi în bulk, ai cu totul alte prețuri, adică un alt preț ar avea primăria decât dacă mă duc eu și mi-au... Gândiți-vă ce s-ar întâmpla pe piața producătorilor de lifturi, care sunt vreo 5 în toată Europa asta, când te trezești cu 900 de comenzi în același timp, că toată lumea are nevoie de reabilitarea blocurilor. În fine, cred că se descurcă mediul privat, că am încredere că ei se descurcă. Însă, o parte din administratori au zis, wow, ce tare, o să facem noi și după aia ne decontăm și ne asigurăm că știm să facem lucrul ăsta. Alții au zis, domne, dar stai și un pic, eu nu știu să fac achiziții, că mie trebuie să mă, că sunt bani publici, trebuie să mă duc pe SEAP, să pun acolo 3 oferte, cine îmi face mie toată contabilitatea asta, angajez un expert în achiziții publice, ăla este un cost pe care o să mi-l deconteze primăria, dacă liftul pățește ceva, cine plătește garanția, dacă eu l-am achiziționat, mă duc după aia la primărie, elemente pe este care... Este foarte complicat. Mai ales că da. Știm că președinție bloc și nu sunt, i-a chemat pe săraci oameni în ședințele de consiliu local. PNL-ul s-a opus la lucrul ăsta și PSD-ul la fel, în care am zis, păi, avem un program național cu bani europeni. Aplică acel program național și ia bani europeni dacă vrei să faci lucrul ăsta. Așa fac și sectoarele 3, și sectoarele 4, și sectoarele 6, nu știu, de 2 și 5. Dar oamenii ăștia fac, demonstrează că din bani europeni pot să repar lifturile oamenilor din sector. Și acum, vedeți, mă blochează Consiliul. Normal că te blochează Consiliul când vii cu o chestiune ilegală. Că și Consiliul a blocat acum, ieri, a fost ședință de Consiliu local, în care doamna Armand a inițiat un proiect copiat, cuvânt cu cuvânt, după un proiect din 2022 pentru burse pentru elevii meritoși din sectorul 1. Însă a făcut o modificare. Vrea să dea bani, o bursă de merit unui copil care a fost la Olimpiadă, locul 1, 10.000 de lei. Însă a limitat doar la copiii din an terminal. Adică din clasa 12. Adică cei care fac 18 ani anul ăsta. Da, nu știu cum să-i zic, altfel decât mită electorală. Am mai încercat la fel să vină în Consiliul Local, că tot de copii vorbim, cu un proiect în care a vrut să dea bani retroactiv din 2023 până astăzi câte 100 de lei pentru fiecare copil care este la școală între clasa 1 și clasa 4. Stai și lucrurile astea în campania electorală. Stai puțin, termină povestea. Vreau să ajungem la primărie, cum s-o blocat la primărie. Deci primăria n-a fost ajungem. În stare să organizeze să-și cumpere un lift, să-l deconteze primăria? La primărie. La primărie vorbim deja de cum este, de ce avem primărie. Pe subiectul cu lifturile am văzut, avem primărie degeaba. Logica primăriei este ca oamenii să plătească taxe și impozite și după aceea primăria, cu ce are la dispoziție, și anume bugetul, să subvenționeze pentru a încuraja anumite comportamente sau să taxeze suplimentar pentru a îndrepta anumite comportamente. Da? Să pună taxe suplimentare dacă nu vrea. Cam asta e rolul statului prin instituțiile pe care le are. Și atunci elementul central, toată discuția despre o primărie se leagă de buget. Ăla e instrumentul pe care el îl folosește. Da? Adică crești veniturile crescând taxele ca să îi, nu știu, n-ai voie cu mașina, dau un exemplu. Eu mențin aici, ca principiu. Da, ajungem acolo. Și atunci bugetul este elementul esențial. Bugetul poate fi inițiat doar de primarul în funcție. Consilierii locali nu au voie să inițieze. Da. Pentru că este un document extrem de important, hotărârea de Consiliul Local, care aprobă sau modifică acel proiect de buget. Și a venit proiectul de buget din partea doamnei Armand. Ne-am uitat pe el, am văzut ce înseamnă venituri, am văzut ce înseamnă cheltuieli. Cheltuielile de funcționare a întregului aparat erau mai mari decât veniturile.
și reușea să echilibreze puțin lucrurile din excedentul bugetar, adică din banii necheltuiți în anii trecuți, pe care conform legii ar trebui să-l folosești doar pentru investiții, nu ca să acoperi acest deficit. Și atunci, noi am zis în felul următor, care sunt prioritățile Consiliului Local din care facem noi parte, sănătatea și educația. Atunci, hai să depunem amendamente și să punem bani la sănătate și la educație. Și am pus bani la școala din Greenfield, am pus bani la centrul de transplant multiorgan de la Sfânta Maria. Sunt proiecte pe care noi le-am susținut și le-am alocat bani pentru aceste proiecte. Și atunci, din cheltuielile, când am depus amendamentul, am alocat bani de aici și luând din altă parte din funcționare. Și era treaba primăriei să vadă cum își echilibrează ea funcționare. Adică ai, nu știu, 50 de milioane de lei pentru salariile doar din primărie. Eu cred că nu ai nevoie de banii ăștia. Poți să faci lucrurile și cu mai puțin bani. Dar era rolul primarului să vină să spună, bă, uite, pe mine ADP-ul mă costă atât. N-a venit la niciun fel de dezbatere, nici măcar la buget. A venit puțin, a prezentat și asta e o altă chestie extrem de importantă, de câte ori a fost Clotilde Armand la ședințele de Consiliu. 22 de ori din 180 de ședințe. Da, o comunicare e foarte importantă. Păi și atunci cum te blochează cu Consiliul și cum nu te lasă deci, să-ți faci ce treaba? Să înțeleg eu, că încerc să urmăresc un fir roșu. Deci eu înțeleg că voi ați alocat la sănătate și la educație și că totuși au rămas și niște bani pentru administrare. Pentru funcționarea primăriei. Nu i-a trebuit să-l luăm de undeva. A fost decizia primarului în funcție să nu aloce banii aia la ce se plânge ea, curățenie și lifturi. E decizia ei. La capitolul curățenie sunt 250 de milioane de lei. În curățenie doar a primăriei? La salubritate. Nu. Curățenia orașului. Mă gândeam 250 de milioane lei vechi, mă gândeam. Bine, ne întoarcem la primărie. Deci, practic, e decizia și vina ei că în primărie, zic, bă, eu în primărie nu pot să fac curat și nu merg lifturile. Și nu... Nu este treaba noastră să gestionăm lucrurile din interiorul primăriei. Noi aveam niște proiecte pe care le-am susținut și pe care nu facem rabat în a le susține. După aia este treaba ei cum mai gestionează banii de acolo. Avea niște bani pe care putea să prioritizeze asta dacă voia. Bugetul este 2,4 miliarde de lei. Și din banii ăștia, ea trebuia să îi ajusteze în așa fel încât să-i rămână. Nu știu, de ce n-a luat de la salubritate și a pus la, nu știu, bunuri și servicii în primărie, dacă zice că nu mai are bani. Habar n-am. Este treaba ta ca administrator să, unu, să ai dialog cu Consiliul Local, da? Ca primar, cu asta trebuie să te ocupi. Nu trebuie să vină cineva să medieze discuția asta între tine și... De asta vă ziceam mai devreme că s-a certat cu toată lumea. Că s-a certat cu Partidul Național Liberal care a susținut-o din primele luni. Da, e adevărat. Am mers împreună în campanie, a ajuns candidatul PNL-ului în urma votului din Consiliu viceprimar, după care trebuia să-i spună, bă, uite, tu ești viceprimar. S-au certat și partidele, adică și USR-PNL sau... Nu se certaseră încă. A, nu. PNL-ul n-a mai susținut-o pe Clotilde Armand de când... Eu am crezut că a fost și o decizie așa la nivel de partid și o decizie și care a împins PNL-ul cumva în brațele PSD-ul, adică a fost o chestie. Nu, dar mai e o chestiune pe care o cred și îmi doresc să o aplic la primărie. Când rezolvi problemele cetățenilor, nu ai un mod social-democrat de a face lucruri sau un mod liberal de a face lucrurile. Ca să dai cu mătura în primărie sau ca să astupi o groapă sau ca să asfaltezi aici drumul de lângă voi, nu există nicio modalitate de stânga sau de dreapta pentru a face lucrurile. În administrația locală, politica nu ar trebui să țină cont de ideologie. Pentru că aici faci mai mult administrație. Asta și ești, un administrator public al comunități. Eu traduc de multe ori orașul ca cel puțin anumite aspecte, că există chestiuni de viziune macro. Da, alea sunt de viziune pe care oamenii pe ajutor social sau te concentrezi pe ajutarea încurajarea business-urilor și capitalului și așa mai departe. Adică dar într-adevăr, când vine vorba de asfaltat. Și atunci, iertați-mă, apropo de viziune, asta analizând-o din perspectiva ideologică, vă dau date din primărie pe care le pot confirma cu
sub semnătura lui Clotilde Armand, să zic așa, execuțiile bugetare. Și acolo vezi că anul trecut s-au cheltuit 100 de milioane de lei pe asistență socială. Sunt oameni săraci în sectorul 1, da, e nevoie să-i ajutăm. Dar s-au cheltuit dintr-un miliard pentru investiții doar 130 de milioane. Considerați adică, s-au cheltuit prea mult sau prea puțin? Prea puțin. Vorbim de dezvoltarea orașului. De dezvoltare. Asistență socială. Doar la capitolul asistență socială. Tu dai 104 milioane de lei. Bani care sunt dispoziția ale primarului și astea sunt tot pe site-ul primăriei, în care zice că lui Popescu îi dau 3.000 de lei să-și plătească chiria. Lui Ionescu îi dau... Da, dar nu înseamnă doar asta. Adică înseamnă și susținerea DGSPC-ului și sectorul 1 și așa mai departe. Adică dacă sunt copii abandonați și se construiesc orfelinate și se susțin orfelinate sau tot felul de centre, așa trebuie. Adică la un moment dat te trezești, băi, noi avem atâția copii. Eu nu zic că sunt mulți sau că sunt puțini. Nu știu dacă sunt mulți sau puțini. Apropo de direcția asta de ideologie, vezi că ai cheltuit aproape ca atâția bani cât ai cheltuit și pe dezvoltare în condițiile în care în dezvoltare ești repetent. Adică spuneți că e mai degrabă ea de stânga decât de dreapta, acțiunile ei, eu nu judec caracterul oamenilor, este treaba lor. Prin acțiuni, dar rezultatele pe care le au, dați-mi voie să le judec, pentru că le simțim cu toții. Și fiecare avem nevoie de servicii publice, cum fiecare are nevoie la școală, cum fiecare așteaptă ca să ajungă până aici jumătate de oră în plus. Da, dați-mi voie să spun. Doamna Clotilde Armand, am vorbit eu cu PNL-ul și PSD-ul, au zis că nu blochează ei lifturile, au zis că aveați niște bani pe care putea să-i luați de undeva, de pe la solbrizare sau undeva și putea să le reparați. Avea contract pentru lifturi. I-am zis acum. Avea contract. Am făcut și deci nu avea nevoie de Consiliul Local, asta zic. N-aveați nevoie de Consiliul ăsta, cred că nu vrea direct, a zis. N-avea nevoie de Consiliul Local, a zis. Că am făcut. Dar sunați și acum și spuneți. N-am numărul dânsei, are numărul unei consilii. Pe sistemul... Mie nu mi-a răspuns. Pe sistemul 2 și al treilea câștigă din acest război, s-ar putea să ajungi tu primar. Nu știu dacă primar, dar un arbitru foarte respectat. Pentru că ieri era doamna Clotilde Armand aici și am filmat, o să vezi acest podcast, că este cu o zi înaintea ta, și în care am vorbit cu consilieri și am rugat și pe ei să deblocheze lifturile. Și acum, dacă mi-a zis că nu le-ați blocat, le-am zis și lor, vedeți că nu le blochează. Dau un vin și spun o anecdotă. Spune anecdota cu vinul. Spune vinul. Și după aia am și eu povestea mea și te rog. Mi-ai spus de pliante. Da. Te-am domnit podcastul ăsta după care am revenit. Și am observat. La Pertu, ceea ce m-a făcut pe mine, după care ai trecut cu dumneavoastră și am zis, bă, ce facem? Adică... Da, n-am stabilit convenția de la început și am rămas așa. Dar ești foarte tânăr, asta e, că ce obțin mai tânăr. Fac 40 de ani pe 8-a. 44 eu, de-aia zic. Mulți înainte. E foarte tânăr, dacă a fost ofițer serie, trebuie să... Da? Da, așa. De unde știi asta? Nu știu, e o regulă? Nu, râdem de situație. Nu, dacă ne-a zis de agentul termic, am tremurat un mic. Termic. Anecdota e următoarea. Ieri nu sunt James Bond, încă o dată, care merge la primărie. Nu, sunt un om care a lucrat în administrație și de fiecare dată m-am luptat din toate puterile pe care le-am avut eu pentru a lăsa lucrurile în ordine pentru oameni. Nu am lăsat niciun de lucrurile încurcate. Nu am căutat niciodată scuze. Eu cred că atunci când ești în administrație, cauți soluții. Asta am făcut și în Parlament. Nu am stat să stai, domne, că nu votează nu știu ce grup cu mine. Și am inițiative pe care au semnat toate grupurile parlamentare. Cum a fost și acea inițiativă pe care eu am demarat-o cu un senator PSD, că mă rog, așa a fost să fie, dar pe care deputat. A semnat deputat, iartă-mă, Alfred Simonis. Corect. Pe care a semnat-o toți fără și PNL-ul, m-am avut o susținere PNL puternică. Bogdan Huțucă, care e un om foarte bun în administrația, în zona asta fiscală și are o echipă la comisie foarte bună de specialiști, e normal și de asta zic că atunci când faci lucruri bune, am văzut pe proprie, a fost așa, povestește anecdota, te rog. Eram ieri aici, la masă, podcast cu doamna Armand, Teo, soția mea, ca să zic era în drum spre casă și era un grup de susținători care împărțea pliante, o revistă. Da. Și parchează mașina și o opresc. Câțiva au recunoscut-o, dar cel mai vocal dintre ei... Stai să spun și el e căsătorit cu Teo Roz. Ah, ok, bun, că nu știa că știe. Și câțiva dintre ei au recunoscut-o,
dar cel mai vocal dintre ei l-a recunoscut-o și domnul, suntem aici, uitați pliantul și să, la primărie, să votăm. A fost respectuos, colegul. Foarte respectuos, foarte respectuos. Și explica problema și dacă puteți, uite, dar n-am timp, dați-mi un număr de telefon și vorbim pe larg despre problemele sectorului 1. Eu nu pot să te ajut, că eu sunt, n-am buletin de București. Ea n-are buletin de București, a rămas în buletin în satul Izvoarele. Dar nu știu, poate soțul meu să te ajute, că el e locuitor al sectorului 1. Da, dați-mi numărul de telefon al soțului. Dar nu știu dacă e bine să sune acum, că e la podcast cu Clotilde Armoare. A fost ceva extraordinar. Care sunt șansele? Și când am ajuns acasă, am terminat podcastul și am ajuns și văd... Asta, revista. Revista cu chipul tău, știi? Ce ai făcut? Programul de mâine a început să vină programul cu... Mă mai dezvolta, cu poze, cu informații. E mamă, e cântărea de mâine, face și documentarea pentru mâine. Vă aduceți aminte serialul ăla cu... Pisica și ziarul, când era un tip care primea un ziar ce îi arăta viitorul, îi arăta ce știrile care urmează să întâmple. Nu, dar mi-ar plăcea să văd asta. Păi asta a venit revista, acum a venit și candidatul. Bun, vreau să încerc și eu, personal, să smulg o promisiune. O să vedem dacă reușesc, că vreau să-ți povestesc o mică durere pe care o am și să vedem dacă împreună am putea găsi o rezolvare când și dacă ajunge la primărie, adică în câteva zile. Ideea e următoarea. Am plecat totul de la faptul că am văzut un băiat în scaun cu rotile care a venit la film, la cinematograf, la același cinematograf la care eram și eu. Eu eram în rândul 8, iar el era în rândul minus 1, pentru că în rândul 1 el avea fotoliu parcat, scaunul, el a intrat că la mall toate, lifturi, ce, dar la cinematograf nu poți să, la exemplu în America, la cinematografe, cumva ei poate să ajungă cam până pe la jumatea sălii și la jumatea sălii e un rând special pentru scaune care se pot parca acolo pentru oameni cu dizabilități. Bun, la noi nu. La noi stai în fața primului rând. El era mulțumit acolo cu iubita lui. Mie mi s-a strâns așa un pic, am zis, bă, eu omul ăsta aici, așa, m-am gândit să fac o campanie și am zis, bă, să fac o campanie cu tare ca acești operatori economici să schimbe și m-am gândit și la niște restaurante la care eu merg și care zic, bă, ăia n-au băi acolo, nu se poate intra cum ori intra ăștia, nu știu ce, nici nu intră ăștia, nici nu se gândesc să viseze să mănânce unde mănânc eu. Și aia să fac o campanie, aia să mă duc cu un om așa prin restaurante și să postez eu, să-i fac de râs pe operatorii și economici și pe aia m-am gândit, zic, bă, n-o să mai, cinematografele nu o să mai distribuie filmele mele, o să zic că tu ai făcut campania aia, ăștia cu restaurantele o să-mi scui pe mâncare când mă duc acolo și am zis, bă, înainte să încep cu ăștia, poate că ar fi mai tare să încep cu instituțiile publice, care nici ele nu sunt accesibilizate și majoritatea. Cu toate că e o lege în sensul ăsta. Cu toate că e o lege și mă bucur că știi, dar nu sunt, legea nu e respectată, eu înțeleg că sunt un băiat... destul de practic și de bangata, dar și practic. Și înțeleg că nu e buge. Adică dacă spui, n-aș putea să-ți vin acum să spun, accesibilizează mâine totul ce este buget, în sectorul. Nu. Este mai și o, de buget. Mai o bucată din legea respectivă unde obligă instituțiile publice să, sau mă rog, toți angajatorii care depășesc un anumit număr de salariați trebuie să angajeze și pe cineva cu dizabilități. Da. Știu asta că la Parlament plătim și noi o astfel de amendă. La noi sunt cu dizabilități. Da, sunt cu dizabilități. Nu, dar la Parlament, pentru că depășești... La peste 50 de angajați, da. Trebuie să ai un angajat care să fie cu dizabilități. Dacă nu, trebuie să plătești ceva, că nu ești, nu ești obligat. Că dacă le avea angajat, mă gândesc că te începi să construiești facilități și pentru oamenii ăștia. Dar mai mult decât atât, spun că, uite, apropo de bugetul pe care îl blocam noi, o parte din banii pe care i-am alocat a fost pentru scările de bloc. Pentru că a le crea acest acces oamenilor și să viziteze pe cineva. Că astăzi nu au. Sunt multe blocuri care nu au acea rampă. Majoritatea nu. A merge cu acest... Să ajungi până la lift. Na. Bun, și asta era... Și am pus bani acolo. S-a întâmplat ceva nimic. Eu cred că nu se poate întâmpla ceva mâine, o schimbare majoră, dar aș vrea să... Și nu vorbim doar de accesibilizare, pentru că când zici accesibilizare, se imaginezi doar rampele alea ca să ajungi. Da, am văzut multe exemple. Vorbim de un interpret în limbajul semnelor pentru surzi și nu mă refer la toate orele, toate instituțiile publice, ci să știi, bă, odată la două săptămâni, instituția are două ore în care are interpretul acolo, dacă vreți să mergeți. Vorbim de tot felul de accesibilizări și aș vrea să știu dacă ajungi primarul sectorului 1, dacă ai fi de acord să accesibilizezi o clădire total, am pe
Orizoare Oana Popa, care se ocupă de asta, și putem să explicăm ce înseamnă accesibilizare totală și să accesibilizăm o clădire publică, care vrei tu, primăria sectorului 1, de exemplu, să fie flagship, că tot vorbeai că da, sectorul 1 cândva a fost flagship și nu mai e. Și să facem noi un proiect flagship și pe care să-l prezentăm întregii țări, să spunem, cam așa ar fi ideal. Știm că nu se poate, știm că nu puteți mâine, știm că la tramvaie nu există acces, nu te poți urca pe tronson, știm. N-am schimbat nimic, ca să ajungi până la primărie trebuie să ieși din casă, trebuie să te uiți într-o... Știm și asta, nu am făcut-o în bătaie de joc, dar am făcut-o ca un exemplu. Și da, aș vrea să știu dacă ești de acord să faci această promisiune publică filmată, în care dacă ajungi primar, accesibilizezi un ceva, poate un spital. În primul mandat, da. Da, mai mult decât atât. Respectul trebuie să fie pentru absolut toate sufletele. Și din primele 6 luni de mandat vom avea un regulament care va permite inclusiv cu animale de companie să intri în clădirile publice pe care le administrează sectorul 1. Respectul pe care îl tratăm tuturor, indiferent de statutul în care se află, da? De fiecare dată când mai sunt amărât că poate nu mi-a ieșit lucrurile când trebuie și mai dau vina și pe mine, mă gândesc, bă, stai așa un pic, că sunt foarte norocos, am 2 mâini și 2 picioare. Suferința este în altă parte, unde oamenii n-au avut noroc sau au avut o boală și uite, acum sunt într-un grad de handicap. Și atunci rolul nostru ca oameni care conduc destinele politice a acestei urbe este să garantăm tuturor cetățenilor, indiferent de tipul lor, acces la serviciile publice. Corect. Este obligatoriu. Lucrul ăsta l-am avut în minte și când am făcut o lege în Parlament în care am zis că, bă, tuturor oamenilor din România ar trebui să le dea băncile un cont bancar fără să plătească taxe. Pentru că e doar o extensie a CNP-ului astăzi, contul, nu te costă nimic. Da, trebuie să fie unul. Clar, garanția mea aveți că vom avea cel puțin o clădire în sectorul 1 care să fie... Accesibilitatea exemplar. Exemplar, așa, că toate proiectele de investiții în infrastructură, că vorbim de trotuare, că vorbim de, nu știu... ai o clădire nouă pe care vrei să o faci și ea mai are niște facilități de asta, școli, de infrastructură, școli, așa, toate trebuie să țină cont de aceste nevoi. Da? Iar cu subiectul interpreților pentru cei care nu aud, aici iar la fel, sunt tehnologii care îți permit asta să faci lucrul ăsta, spiști tu text, dai 5 euro și ai deja speech to text și există astfel de mecanisme cu inteligența artificială care poate să facă interpretura. Dar aș vrea să dăm cuiva de muncă. Vorbim și de limbajul Braille. Noi o să vin cu o chestie pregătită, așa. Adică o să vin pregătit, da, și o să-ți, da, prezint cum ar trebui să arată o astfel de clădire și venim și noi cu o promisiune, eu și cu Angel. Și mai mult decât atât, nu știu dacă îl știi pe Cornela Mariei, care e un român extrem de inovator, pentru a nu-l cataloga în nicio altă formă, dar a construit o cască pentru nevăzători. Astăzi, singura opțiune pe care o au nevăzătorii este câinele asistent. Și avem câteva sute de mii, cred că, de nevăzători în România și doar 30 de mii de câini disponibili. Că câinele are nevoie de un antrenament special. Și oamenii ăștia au nevoie și ei de libertate, de a merge. Au avut deja o presiune din că și-au pierdut văzul sau au deja o greutate, o cruce pe care o duc ei. Noi ar trebui să fim cu inima deschisă. Sunt total de acord. De asta zic că nici în cazul lui Clotilde Armand nu înțeleg și cred că trebuia să o întrebați lucrul ăsta, dacă nu să... Măcar pentru... Eu am încercat să întreb și colegii din Consiliu. Centrul ăsta de la Mavroghe nu are nimeni nimic electoral de câștigat din subiectul ăsta.
Nimeni nu are nimic de câștigat acolo. Este un preot care are această ambiție de a construi, pentru că intervențiile stomatologice pentru copiii cu Down sunt cele mai complicate, costă enorm de mult, pentru că ai nevoie de tratamente speciale. Câteodată și sedare, adică e complicat. Și costă enorm de mult și nu își permit oamenii. Și putea să facă lucrul ăsta, că e o zonă de recuperare pe care vrea să o facă. Adică este clădirea ridicată, mai trebuie doar la finisajele interioare, nu mai e nevoie de mulți bani, în condițiile în care tu nu ai reușit să-i cheltui pe toți. Asta... Vreau să spun și eu un lucru, că eu și cu Angel venim cu o contrapromisiune în momentul în care realizăm acest flagship pe care să-l dăm exemplu. Noi venim acolo și filmăm, prezentăm și arătăm că s-a făcut în sectorul 1 și că există și că se poate. Deci noi, dacă tu te ții de promisiune și noi venim să arătăm întregii lumi ce s-a făcut și cât de repede s-a făcut și cât de bine s-a făcut și să dăm acest exemplu și îți mulțumesc și vreau pentru asta. Eu mulțumesc. Și acum, sperăm în încheiere, vrem să îți oferim oportunitatea de a spune spectatorilor podcastului nostru fie trei proiecte, fie trei motive pentru care să te voteze și dacă ai orice alt mesaj pe care ai vrea să-l transmiți și noi n-am apucat să-l... Mai vreau eu să cer de la voi o promisiune. Că între preocupările mele este sportul de masă și astăzi alternativa ecranelor pe care le au copiii este zero și noi trebuie să punem ceva în loc de zero și sportul este acest ingredient care poate să-i scoată pe copii din această dependență de ecrane pe care o întâlnim din ce în ce mai des și cum suntem toți cam de aceeași generație, cred că putem readuce sportul de masă, bătutul mingii în curtea școlii, în spatele blocului. Eu, ca primar, îmi doresc să avem un festival al sportului în fiecare weekend. Asta am văzut și multe alte capitale europene pe unde am mai trăit. Că în fiecare parc, în weekend, găsești pitici îmbrăcați în echipamente sportive, adulți care au și ei competițiile lor. Cred că putem face și noi orașul în așa fel de prietenos și cu sportul. Da, și care e promisiunea pe care o vreți să obții de la noi? Ce am nevoie de la voi este că în lumea vedetelor sportive vă știu oamenii mai ușor și am nevoie ca împreună să îi convingem să se alăture acestui demers. Da, mi se pare un proiect foarte bun. Un proiect foarte bun, sunt total de acord, am făcut sport de performanță în adolescență, sunt susținător a priori. Ce sport? Basket. Basket, uite-te la el. Dai seama ce să facă. Dar iar eu să vin și eu cu ambasadorul meu personal, cu băiatul meu care are aproape 14 ani și nu stă pe niciun device, are telefonul doar ca să afle unde trebuie să ajungă, să joace ori fotbal, ori se duce la kickboxing, face toate sporturile, face not, face și mă rog. Câte costă? Nu îmi spune. Mă și costă, dar în același timp e plăcerea lui. El vrea să stea doar afară cu prietenii, făcând ori prostii, ori, dar nu vrea niciodată pe niciun ecran. Dar sportul pentru copii n-ar trebui să costă. Da. Dar mă rog, e destul de greu ca să faci și performanță. La performanță e altceva. E un subiect lung, dar suntem pe asta. 100%, adică 100% vom susține. Te susținem. Da. Te susținem. Și că, adică după 10 iunie, dacă ești primar, te vom susține așa cum putem și cum o să mai ai tu timp de acest proiect. Dacă nu ești primar, o să ai mai mult timp să promovezi chestia asta și să lupți să facem chestia asta. Mi se pare tare. Am văzut-o la Viena, am văzut-o peste tot. Am văzut sporturile astea inventate, ala cu plasă rotundă. Adică sunt tot felul de sporturi astea mici care se pot juca pe iarbă, foarte cool așa, foarte noi. Cu niște etichete pe care, un fel de rugby, dar trebuie să-l prinzi pe celălalt și să-i rupi tagul. S-au adaptat cu sporturile foarte mult, mai ales că acum sportul de performanță implică pentru fiecare sportiv încă o disciplină suplimentară pe care să o ridice la nivel de performanță. Pentru că multiplele sporturi îi ajută pe ei să se dezvolte mai bine în ceea ce fac. Adică atletul face și not... Cel de la rugby face și basket. Eu? Pentru sportul de la loft. Pentru sportul de la loft? Cu coniaca noi și asta ce fac eu? Găsim, las că promovești și eu. Săniuța, cum? Nu mai face tu. Sanie. Eu am avut doar o imagine când am spus sportul de masă. Da, de la loft. Băi, vezi că să te sui, să cobori, să stai acolo, să-ți iei echilibru, să bei ce... Adică și e foarte go-ul greu. E un sport foarte interesant, așa că...
Poate da. Fi practicat și la loft. Așa. Bun. Mesajul nostru. Mesajul. Și al tău. Da. Anul acesta, într-adevăr, votăm și sectorul 1 este la răscruce. Are de ales între ce s-a întâmplat până acum sau are de ales în a reclădi acea comunitate pe care o știam cu toții. Îmi doresc să fiu primarul oamenilor din sectorul 1 pentru a-i trata pe oameni cu respect, așa cum merită. Îmi doresc pentru că și eu sunt tată și eu trăiesc în sectorul 1 și îmi dau seama că opțiunile mele sunt prea puține. Dar am nevoie de ajutorul fiecăruia să se implice pentru a aduce această schimbare. Ea nu vine de la sine. Trebuie să ne facem fiecare partea noastră de muncă, să mergem la secția de vot și să alegem ce ne dorim. Ce a fost sau să alegem o schimbare. Sunt candidatul care poate aduce schimbare pentru că am susținerea celor două partide, PNL și PSD. Dar sper din tot sufletul că pe 9 iunie comunitatea sectorului 1 să fie una singură, care să ne cuprindă pe toți și să nu ne mai separe în e cu noi, împotriva noastră, în alb și negru, în ce e bine și ce e mai puțin bine, ci să lucrăm cu toții pentru a crește calitatea vieții noastre, pentru a consolida comunitatea din care facem parte. Mulțumim, anul acesta votăm sau nu mai comentăm, vă așteptăm la vot pe 9 iunie, trebuie să ieșim la vot sau altfel, mă rog, da, nu mai zic altceva. Mulțumim foarte mult că ai venit.